Dincolo de încărcătura simbolică a acestui moment aniversar, trebuie să recunoaștem că avem încă domenii cu performanțe slabe și procese nefinalizate. Cu siguranță că puteam să valorificăm mai bine până la acest moment beneficiile ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene. Puteam să utilizăm poate mai bine asistența pe care instituții internaționale, precum Banca Mondială, ne-au furnizat-o. Parteneriatul dintre grupul Băncii Mondiale și România este expresia unei colaborări ample pe diverse domenii socioeconomice și totodată reflectă o evoluție complexă a rolului Băncii Mondiale în agenda de reformă a României.